Haide, că încep eu. Încep tu? Da. Ce încep? Hai de, ți-am zis că aici cântă găina și... Păi tu ești cocoșul, nu? Păi eu sunt cocoșul, acum încetez. Așa, noi suntem Lisi, adică eu sunt Oana Lis și el e soțul Oanei Lis. Ai ceva de spus despre mine? Nu, mi-e frică. Așa, ai învățat bine. Hai întâi să te speli pe mâini, Viorel. Hai mă, că trecea timpul, mă. Hai, spală-te pe mâini. Trecea timpul. Ca prezentare, eu sunt bucătarul Oanei Lis și sper că prin această emisiune poate să învețe și a să gătească, poate mai îngătește și mie puțin, cât mai trăiesc. Și eu mereu îi aduc aminte că el m-a luat pentru, pe mine pentru că eram tânără, frumoasă, slăbuță, unde mai erai haioasă. El nu m-a întrebat atunci, când mi se pare normal la începutul relației, trebuia să mă întreb. Nu m-a întrebat la începutul relației dacă știu să gătesc. Arătai ca eu știu să gătesc, măi, fraiere, dar nu vreau ca să fac, ca să nu mă pui să fac. Ăsta e ingredientul meu secret. Nu cred că toate gospodinele fac așa la fel ca mine. Așa. Cu ce ai dat acum? Am dat cu piper alb. Aolo, haide că trece timpul, Viorel. Acum ce trebuie să fac? M-am pierdut la naiba. Pune ulei în cratiță. Rețeta mea, crab prăjit cu mujdei de usturoi și cu mămăligă. Trebuie să prăjesc peștele, să-l frec cu sare, apoi să-l tăvălesc așa puțin sexy până mămăligă și prin făină. Să-l pun la prăjit. Să-l curăț cu oțelul de usturoi, adică să-l curețe Viorel. Crap. Să-l frec cu ulei și... La mine? Deci acum punem mălaiul ca să... Să vălesc peștele până el. Atent, ajunge. Băi, eu ți-am spus, eu sunt șeful și tu ești ajutor de bucătar aici. Indicațiile le dau eu, să nu ne încurcăm aici. Uși, mă, nu vin tu cu idei. Eu sunt bărbat în casă. Aici, la emisiune, eu sunt. Așa, bravo. Așa. E făcut pe partea. Mamă, deja mi-e poftă, păi eu, îmi vine să mănânc eu. Dacă vede un bărbat bine și o friptură, Oana se repede la friptură moartă. Deci, deci nu am nicio problemă cu bărbatul, de asta am și încredere mea. Mai aici undeva sunt două case. Aici sunt barii dumneavoastră. Nu știu ce terenuri. Aici a intrat tot. N-a pierd, băi, frate. Nu trebuie să fie arbă, Viorel, asta că am uitat eu pe un tutorial de dimineață. Da. Am intrat-o pe mamaie, prietenele. Pe nu așa, mă, Oana. Lasă-o să fie arbă. Nu să fie arbă, măi, că trebuie să făcut ușor, ușor. Când comandam la restaurant mămăligă, eu aduce într-un sfert de oră. Eu n-am știut că mămăliga se face atât de greu. Așa, uite, na, așa. Eu să mură, nu cred că se face așa mămăliga. El își dorește, una dintre dorințele lui, să gătesc și să stăm așa la o masă mare și să luăm masa împreună. Mi se pare un lucru foarte frumos și normal, dar trebuia să-l facă cu celelalte soții. A greșit soția. A, nu-i târziu să-l schimb. Păi ai fi culmea. Cum este cu ăsta? Doamne. Așa. Și dai în toate părțile. Pe ce, mă, e frișcă? Hai, mă, că uite, arată bine. Bine cu ăla. Păi mă doare mâna. Păi te doare, dar așa se face mămăligă. Păi nu știam că se face așa gros, să ne abunesc în ea de mămăligă. Vreau să merg pe acest drum, să trec din partea clienților și gurmanților în a învăța să gătesc. Aia, peste 20 de ani, cred că da. Mai mă bruia atâta. Vrei să apuci și tu să mănânci din nu mâna cred, mea? Nu cred că apuc. Ba da, apuci. Trebuie să încep să mănânc, am colesterolul mare, să mănânc low carb. Da. Și m-am uitat așa la niște rețete, acum da, e ușor cu internet. A? Să ai bani. Dacă păi da, mai ți cum mă costă în oraș, eu să mănânc? Da, ea vrea să mă țină mult în viață, dar și dacă mor, mă ține în casă ca să ia pensia. Hai mă, Viorel, zi tu. Ce ai mâncat tu bun din mâna mea? Din mâna ta? Da. Bătaie. Mamă, ce mișto e cum mă duceai tu în restaurantele alea în Franța. Cum îi zice la ăsta? Hai, amândoi să apăsăm. Să fie cu noroc. Bravo, poftă bună. A, au plecat? Da. Ne urcăm și noi pe... Ia uite-te. Gata, începe. Mamă, îmi dați usturoi, vezi că e cu pește prăjit. Mamă! Ia uitați-vă ce e aici, băi, frate. Crap în mălai. Păi, dar în ce vreai, frate? În făină de moca, macao? Stai așa, stai așa, stai așa, că am trebuit să fac o chestie.
Am crezut că faceau poze. Da. Nu, minerală. Ia mi-o apă minerală. N-am eu aici. Aolo, am uitat să pun apă, mă. Facem mușdei. Facem mușdei, că ne-a dat doar un mușdei de ăsta pisat așa, doar usturoi pisat așa. Pisat. Puțin ulei așa, să-l frecăm puțin cu ulei. N-am ulei aici. Puțin oțet. Un pic de ulei de floare. Și puțin oțet. Păi ce de la românesc? Taci, mă, din gură o dată. De ce să tac din gură? Da! Cât am mămăliga, tata. Vine de la Partizani. L-am luat din usturoi fără nimic. Păi ți-am dat răbdare puțin, că nu poți. Că e și crapul gras, dacă n-are mușdeiul puțin oțet, n-ai făcut nimic. Ai, mă, dacă răcota și... Fac ăștia în delta mușdei așa, dar gen maioneză, bă. Da, mă, da. Ia. Deci nu poți. Ia. Vezi că e desfăcut. Dacă nu îi pui un pic așa, nu poți să-l mănânci. Ce n-ai, mori. Și crapul gras. Dar cum arată farfuria asta dacă nu e cineva din Dunăre? Păi eu sunt din Dobrogea, sunt din Constanța. N-auzi, mă, direct de la Partizani. N-ai nicio treabă. La Partizani? De la Partizani, nu? Da. Ia să mai frecăm un pic. Bă, dar n-are sare. Cum o să n-aibă sare? Am pus la jumătate de cutie de sare. Crap prăjit cu mușdei făcut de mine. Bunge așa. Aolo, Bonte, ai grijă la oase, că nu mă lasă viră să-ți fare sușitare. Mamă, dar ce gras e. Îmi face rău. Păi e gras, așa ca mine. Hai să votăm. Bă, tată, dar aici n-am gustat că e crud, ia uite-l. Am emoții. Păi eu vreau să merg mai departe, să câștig premiul, ce știi? Păi și al meu e crud, uite. Nu știu dacă știi să-l gătească mai mult de atâta. Îmi pare rău, dar... mi-a făcut mușdeiul singur. Ce facem? Mai stăm? Nu știu. Ne pune acolo 7 cuțite. Aol, hai. Domn primar! Bună ziua, ce mi-am dorit să ajung aici la primar. Să știu cine a făcut pește. Să treci, domnul primar! Viorel, aici trebuie să stăm, Viorel. Aici trebuie să stăm. Să treci, domnul primar! Ce mai faceți? Momentan, aproape nimic. M-am gândit să vin să o ajut pe Oana. Eu nu prea gătesc. Cred că s-a văzut, dar totuși am văzut că ați mâncat. Adică ăsta e un semn bun, nu? Nu. Ne-am făcut singur mușdei. Da, aici am greșit, îmi cer scuze. Voi de când gătiți voi doi împreună? De o jumătate de oră. Adică prima oară? Sunteți de 1000 de ani împreună păi și gătiți de jumătate. Păi nu puteți să gătiți voi când mănânc eu. Nu. Cum a fost asta? Rar gătim. Cum v-ați cunoscut și când v-ați cunoscut? Eram primar și era salariat. Aha. Și orice funcție mare te face și bărbat bine și toate femeile mor după tine. Corect, așa e, da. Deci, ce azi e? Ne-am cunoscut acum 20 de ani. Mamă. Povestea începe așa, nu cam povești. Lui Viorel îi plăcea de o prietenă de-a mea. Da, da, de 10 ani îmi spunea că i-a mâncat tinerețea. Ah, ok. Și acum îți mănânc eu pensia. Lasă, nu mai are mult timp. Doamne ferește, Viorel, ce mă fac? Că uite, știu cum gătesc. Eu sunt mulțumită să mănânc la restaurant, acum sunt meniuri, fiecare zi altul. Adică mi se pare extraordinar. Altul ce? Meniu. Ah, că da. Nu înțelegeam ce vrea să zic. Ne ziceți cum a început relația? Cum a început relația? Ea era membra partidului în care eram și eu. Și în momentul când am făcut campania electorală, m-a ajutat foarte mult un grup de tineri care le-am spus că dacă câștig, îi angajez la primărie. Cine dă casă? Printre care era și ea. Și că vă dă casă. Da. Da. Și v-a și dat? Ideea... Da. Păi stai să zic. Luana nu i-am dat, mi le-a luat pe toate. Ce n-a trebuit să-i dau, le-a luat de-a pătat. Nu, dar varianta oficială e că în relația cu Viorel, cu prietena mea, nu a mers. Și uite așa, ne-am combinat, dar nu am crezut că o să stăm așa de mult timp împreună. Că... Nici eu. Erau atât fete frumoase acolo. Era plin la primărie de fete frumoase. Dar într-o relație, cred că intervine iubirea și obișnuința. Nu, iubirea și... neapărat și înțelegerea. Înțelegerea. Dacă zici interesul. Nu, înțelegerea. Depinde de care, depinde perspectiva. Păi din nu, la noi a fost ceva foarte curios. Ea mă vrea până cât am fost primar, eu o vreau acum când nu mai sunt primar. Dar cum e să fii primar? E frumos, dar greu. Într-un fel am făcut și lucruri bune pentru București. Cum era orașul luminat? Era întuneric. Întuneric peste tot. Eu am făcut lumina aia în oraș, eu am făcut lumina aia de sărbători.
Eu am făcut apa asta care se bea aproape bună de băut, care în alte orașe nu există. Corect, deci toate astea sunt făcute de mine. Crapul de cine e făcut? Oana, sub indicațiile mele. Am înțeles, cam înțeles mușdeiul de cine e făcut. Și mămăliga de cine? Mămăliga, cum să zic, am făcut-o pe indicație lui Viorel, dar... Știți care e problema la mămăliga? Zici că a făcut o femeie nemăritată și nu e cazul. Păi nu știi că înainte fetele găteau ca mama, acum beau ca tata. Eu nu vreau să mă uit. Mă iau de mămăligă, atât. Mă iau de mămăligă. Ți-am zis eu că lui trebuie să facem o cremă de zahăr azi. Că Doamne plac ferește, nu. Îmi place mămăliga tare, dar îmi place să fie fiert. Fiertă? Nu era fiertă? Tare fiert. Nu. Ai, mă, nesărat. N-am frecat-o. Ia uite, domnul Scărlătescu, cum vine să cred. Uite. Mulțumim. Și acum rău, rău e misiunii. Oh, și eu cu tine vreau să merg mai departe. A, trece acolo, te rog frumos. Dar, simbolic, vă dăm cadou un cuțit din partea emisiunii noastre. Mulțumim. Vedeți că taie, serios taie. Taie? Da. Așa că trebuie și poți să le iau acasă, nu? Este cadou din partea noastră. Deci ne bucurăm că ați venit și că ne-am văzut, domn primar, Oana. Mulțumim foarte mult. Noi mulțumim. Sănătate multă. E vina ta, Viorel. Sănătate multă, mă. Eu zic că e vina noastră că n-am știut noi să primim cum trebuie. N-ați scăpat de noi, revenim. Sărut mâna. Vă așteptăm. Numai bine. Dacă mă asculta, luam două cuțite. Dar n-a vrut să mă lasă să fac mămăliga. Urmă, la mușdei, la puteași. Am greșit? Fără apă. Da, uitați, m-am uitat de acest element. Deci e răspunderea ei. Dacă mă lăsa pe mine să fac mămăliga, mă piceam cum trebuie. Da, dar am luat cuțitul, că e simbolică, nu e, eu mi-am luat cuțitul acasă. Unde o să-l ajez, cum să zic? În bibliotecă.